Este vorba despre o fetiță, fetița mea, care s-a născut cu un handicap foarte grav, cu 3/4 de inimă pentru a se înțelege, pentru toată lumea. Da. La 2 luni și 3 săptămâni i s-a făcut o operație pe cord. După aceea i s-a făcut a doua operație, tot pe cord, la Târgu Mureș. Denumirea operației se numește Gland. Ajutătoare, da. Pentru că fiind 3/4 de inimă, ea nu putea să trăiască. Deci dumneavoastră ați fost însoțitorul totdeauna, da, nu? Da, da, da. Până la vârsta de 18 ani, am înțeles, da? Până la 18 ani, așa reiese din hârtiile care a venit după hotărâre, ultima, dar ei mi-au dat acest certificat care este valabil până în 5 ianuarie 2019. Aici este problema, chiar dacă da. Se poate să... Da. O să ne filmăm la final pe parte, da? Da. Așa. Și v-au dat unul care este valabil până... Nu mi-a mai dat unul. Nu zic. Acest certificat este valabil până în 2019. Da. Și dumneavoastră ați fost de bună credință, ați crezut că până atunci este totul, nu? Da. De la primărie, să înțeleg că v-au dat banii în fiecare lună. Da. Pentru că eu am prestat acest servici. Așa. Și ce s-a întâmplat după asta? Păi acum am fost la primărie, m-au anunțat și ei, că și lor întâi mi-a venit mie... Și apoi a fost anunțat mai târziu primăria. De către cine? O hotărâre. De exact, la cine? De la DGASP Neamț. Așa, aceasta e hotărârea, da? Asta care cred că a venit și la asemănătoare. A spus că vă asistează acest serviciu și trebuie să plătiți și reacția. Da, dar e problema că a asistat cu dat cu 5 ianuarie. Și problema este că eu am prestat serviciu, o angajare... Și a venit? De ce i-au prestat? Am și plicul pe data de 16 aprilie. Acum, de o săptămână și eu, în săptămână. Deci a venit acum în aprilie cu sistare din ianuarie. Da, asta este și problema. Și dumneavoastră acum trebuie să dați toți banii care i-ați luat înapoi ca salari de însoțitor. Da. Dați înapoi la primărie, presupun și primăria la rândul ei la direcția de protecție. Da. Asta este. Cei de la direcție ați fost la ei? Da, am fost ieri. Ce v-au spus? Și mi-a zis că este greșeala o doamnă, nu știu cine este, du-te la camera 20. M-am dus la camera 20, întâi la registratură, să depun un nou dosar. Am spus, doamnă, am vorbit la Târgu Mureș, să vi se trimeată un referat medical. Zic că nu se poate să fie prin fax, că nu mi-l primește. Și atunci cei de la Târgu Mureș au găsit înțelegerea pentru nu am mă mai duce încă o dată până acolo, să mi-l trimeată luni prin poștă, ca să pot. Și am zis să mi-i totuși să continuați și la adulți. Da. Am înțeles. Și problema este că nu a vrut să-mi primească ieri dosarul, este incomplet. Dar eu aduceam hârtia, trebuia să fie înregistrat, nu a vrut să mi se înregistreze la registratură. Mi-a zis că, doamnă, dar nu vedeți că nu aveți... Nu avem program cu publicul? Adică ei greșesc și eu vin un simplu, doamnă, nu mă socotiți ca mamă dacă nu. Și dumneavoastră aveți cum să diți într-o problemă, să dați niște bani care nu aveți de unde. Cam ce sumă ar fi vorba? Păi este salariul pe 3 luni de zile. 3 luni de zile cât era? În jur de 900 de lei pe lună? Nu, că este fiind salariat cu toate drepturile, că eu am plătit, mi s-a plătit ceasul, eu mi s-a plătit tot. Da. Salariul ar vei de 2000 de lei și nu știu, pe cartea de muncă. Cât... A, cu tot cu ce s-a dat la stat, n-a stres, dați înapoi. Da. Am înțeles. Asta este problema, că nu numai ce... Adică ați luat salariul acela minim de 1100, cât ați luat în mână? 1100? 1100 1160 și ceva. Da. Și trebuie să dați înapoi acum 2000 de lei pe fiecare lună. Da. Am înțeles corect. Și trebuie în același timp să pregătiți și dosarul pentru a trece cu acest serviciu la adulți. Da, dar v-am zis, săptămâna asta mi-a promis de la Târgu Mureș că fac tot posibil să... O zis că, dar cum? Adică și ei au rămas uimiți. Adică noi salvăm un copil. Drept așa s-a zis domnul profesor. Ce nu are voie copilul să facă? Ca nu are voie efort, deloc. Ea 500 de metri, externarea este... Păi asta e că, uitați, se vede, am fost la Târgu Mureș. Puteau să mă anunțe. Spuneți-ne așa, nemedical. Deci nu are voie absolut deloc efort, din câte știu eu, la această boală. Da. Nu are voie să ridice nimic. Nu are voie. Eu o duc la școală, primăria vede, trec în fiecare zi, la școală eu îi duc geanta. Ei văd că eu o duc. Dar mă credeți, și la școală se poate întreba la Tarcău, 2 ani de zile am dus-o în brațe. De aia am fost ajutată cu operația din Italia. Și de primărie și de o doamnă, Mariana Cojocaru, care m-a ajutat foarte mult, și domnul primar Lulu Găină, ca să pot să operăm, că nu se putea la Târgu Mureș. Și acum, întâmpind o
o greutate care eu lupt pentru dreptul ei. Deci dumneavoastră n-ați știut în ianuarie că se oprește acest lucru. Nu. Având adeverința până în 2019, da, n-ați știut. Și e problema că nu a văzut atâta, ei îmi spun că n-am văzut eu, dar atunci atâția membri din comisie, atâția membri, semnat de atâția membri, de ce la primărie n-au văzut nimeni? De la primărie s-a sesizat și mi-a zis, măi, este valabil acest, mi-a zis, și zice, măi, dar cum să contest eu, un simplu muncitor, mi-a zis doamna de la asistență personală, cum să contest eu atâția oameni? Eu sunt un simplu muncitor. Și asta este problema. Că problema asta a greșit de la ei, dar problema este că nu a dat conform cărei legi. Nu este specificat în acest, în această hotărâre. Există, din câte știu eu, există o lege care spune că la 18 ani se termină partea asta de la minori. Dar ei îmi dau un contract să-l semnez, că mă înștiințează cu două luni înainte. Asta este că ei de la legea SP... Haideți ca să fie foarte clar. V-au înștiințat înainte de ianuarie? Nu. Nu. În ianuarie v-au înștiințat? Nu. De bea acum, în aprilie, a venit o hârtie care vă spune că din ianuarie nu mai aveți voie. Da. Asta este problema. Și trebuie să dați înapoi undeva în jur de 6.000 lei, să înțeleg, da? Am înțeles. N-ați găsit înțelegere nici la conducerea direcției de protecție? Ați încercat să... Am încercat, v-am zis, era și sâmbătă că trebuia să fac un dosar care, uitați, este un dosar medical. Înțeleg. A zis că poate nu este bolnavă. Așa mi s-a spus, și atunci am răbufnit, ca mama, am spus, cum este posibil să spuneți lucrul ăsta? Adică după 18 ani copilul nu mai este bolnav. Aici așa iese. Copilul este sănătos. Nu știu ce o să facem, acum primăria încerc... Acum pregătiți dosarul pentru adulți. Pentru adulți. Da. Este pregătit. Și teoretic primăria trebuie să vă dea judecată ca să recupereze suma. Da. Asta este. Aveți unde să le dați acești bani? Nu. Nu aveți alte surse de venit? Nu. Păi eu nu pot să lucrez. Deoarece? Trebuie și nici nu puteam să mă angajez. Da. Se spune prin absurd. Mai nu vor. Dar trebuia să fiu anunțată, să mă duc să... ea merge la școală. Îi trebuie abonament la școală. În fiecare zi, de unde bani? Dacă mă credeți, se poate verifica și la școală. Zilele astea i-a mers cu bani din mână. N-am putut să iau abonament. A pornit de la ei greșeala cu ilegalitățile, ei s-au spălat pe mâini, dăm o hotărâre, gata, am rezolvat cu totul. S-a bazat, poate, au mai fost cazuri, sunt mămici, care tot așa, fiind cu copii cu probleme, nu uită toată ziua în hârtii. Da. Se duce, semnează un contract și singurul lucru care este să-mi văd de copil, să fie sănătos, să mă duc. Eu mă duc la Mureș și cu voie și cu nevoie. Exact. Când mă cheamă ei și când mi-a zis, în hârtii zice, la orice problemă veniți la noi. Mi-a zis să mă duc la Piatra Neamț, la un medic, să-mi completeze acest referat. Păi, Neamțul, dacă el n-a văzut-o niciodată acest copil, nu știe situația, cum să vă dăm, doamnă? Drept așa zis, cum să vă dăm noi un referat care noi nu știm istoricul copilului? Pe urmă să... Nu a vrut să... A zis că nu putem, nu că nu a vrut. Știu problema. Primarul sau cei de la primărie de aici, ce au zis? Ce vor face? Nici ei nu știu ce o să se întâmple. Domnul primar m-a mai ajutat, v-am spus, nu am ce să obiectez, m-a mai ajutat și când am fost cu fata, prin o doamnă, a vorbit doamna Mariana Cojucaru, domnul primar, care am putut să o duc în Italia pe fată să operez. Că la Târgu Mureș a văzut problema. Este al doilea copil în România cu această problemă, mi-a spus domn profesor Suciu, care este încă bine. Și a zis că eu aș vrea să operez aici, dar nu ține de noi. Acest medicament îmi vine din Italia pentru că nu se găsește la noi și tot timpul nu pot să rămân. Tot doamna care m-a ajutat cu fata, îmi trimite și medicamentul. Și am zis, nu pot să obiectez ceva către primărie și către domnul secretar, care a fost înainte. Așa. Problema este, ei au greșit și acum eu trebuie să mă duc la Mureș. Pe doi mari. Ca să vă scrie la adulți. Nu, tratamentul. Tratamentul, că ei îmi trimit prin poștă totul, referatul. Da. Dar, vă dați seama, ei îmi setează salariul. Eu, du-te, cu ce să te duci? Da. Eu nu pot să beneficiez de salvare, că trebuie să mă duc un certificat de handicap, că noi mergem la Mureș cu salvarea. Da. Tot timpul să știe
Că nu poți să te duci cu microbuzul, cu un copil și ca să permiți totdeauna să deci, te duci. Acum nici nu puteți să mergeți cu fata la Mureș. Că... Trebuie să găsesc undeva, că mi-a zis primăria că dacă sunt într-o caz, ei mă ajută, mă sprijină să pot să ajung la Târgu Mureș pentru tratament.